Cuvânt despre prietenie au ascultat astăzi și credincioșii și pelerinii care au participat la slujba de la mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cuvântul de învățătură a fost ținut de Părintele Protopop Adrian Dulgheriu, care a accentuat rolul prietenilor în apropierea de Dumnezeu. Cred că Evanghelia de astăzi ne dă posibilitatea să medităm asupra acestui cuvânt și să medităm și asupra calității de prieten. Cei patru oameni care l-au dus pe acel slăbănog la Mântuitorul au fost într-adevăr prieteni adevărați. Sfântul Apostol Pavel ne spune să fim alături cu cei care se bucură, dar în același timp să fim și alături de cei care se întristează. Cei patru prieteni adevărați au fost alături de cel care era aflat în suferință. Din această perspectivă, cred că este un exemplu de prietenie extraordinar pe care trebuie să recunoaștem, cred că astăzi îl întâlnim din ce în ce mai rar. Îi mulțumim în chip deosebit părintelui protoiereu Adrian Ioan Dulgheriu, protoiereu de Fălticeni, care cu mult patos și cu însuflețire ne-a vorbit despre prietenia cea adevărată și despre credința care se naște din prietenie și îl rugăm pe Dumnezeu ca pentru mijlocirile Sfântului Ierarh Grigorie Palama, astăzi pomenit, să ne învrednicească și pe noi a gusta măcar cât de cât din bucuria, liniștea și pacea pe care o aduce sălășluirea lui Dumnezeu în inimile noastre, care sălășluire este facilitată de către adâncirea în tainele rugăciunii celei curate. Îl rog pe Dumnezeu ca, mai lungă fiind de astăzi ziua și de lumină bucurându-ne întru cele din afară, să ne dăruiască a cunoaște și luminarea cea păi din lăuntru, mai cu din adinsul. Duminica viitoare, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, cei doi ierarhi ai locului vor oficia, începând cu ora 16, taina Sfântului Maslu.